lista tuturor tranzacțiilor inițiate împreună cu statusul acestora poate fi vizualizată în pagina principală ING Business. Tot de aici puteți semna și trimite rapid tranzacțiile care necesită autorizare, puteți vizualiza tranzacțiile aflate în curs de executare sau respinse. Semnarea și trimiterea tranzacțiilor se poate face pentru mai multe înregistrări simultan. Pentru opțiuni avansate, accesați modulul Managementul tranzacțiilor din Comenzi rapide sau din meniul principal Tranzacții și solicitări. Acest meniu vă oferă acces rapid la tranzacțiile care necesită atenție, în așteptare, respinse sau pentru autorizare-trimitere. Pe această pagină se pot afișa până la 500 de tranzacții și totalul sumelor debitate pentru fiecare cont. Aici puteți folosi funcția de căutare predictivă după cuvinte cheie utilizate în detalii de plată sau nume beneficiar. Puteți filtra după conturi status tranzacție în orice interval de timp. Odată identificate tranzacțiile, acestea pot fi autorizate introducând codul numeric primit prin SMS.